La anul și la mulți ani, oameni buni sau cum spune cineva, dragilor mei, ce faceți sau dragii mei, cum zice? Sincer, le-am promis la copii că fac video astăzi cu ei, că s-au întâmplat niște probleme și n-am mai vrut să fac, dar acum când le promiți la copii, trebuie să ții de promisiune, așa e copii? Da. Puteți să spuneți mai tare să vă audă. Yes. Deci le-am promis și trebuie să fac astăzi video, ok? Pentru că vedeți voi, trebuie să-ți faci programarea și cu copii, nu ca și cum sunt copii și ei n-au things to do, că they're very busy, așa că sunteți foarte ocupați, adică trebuie, cred că am vorbit cu câteva zile înainte că facem astăzi video, este? Da, deci, că aveam chef să fac, că nu, bine, cum să zâmi drag să fac video cu ei, numai că nu, în fine, bun. Înainte să îmi invit aici, invitați mei, am zis un lucru așa și să-l auziți bine, da? Deci copiii, nu sunt copiii mei, dar asta mă face să mă iubesc. În alte cuvinte, ar trebui să vă simțiți ăștia la care vă zic acum și vă zic. Mă, băiate, lasă-mă să vorbesc. Dacă, că eu acum vorbesc serios și tu glumești și oamenii mei și știi să înțeleagă, înțelegi? Tu nu mă pic acum că vorbesc eu și apă când vii aici și azi dau microfonul și there we go. Care aveți ceva de spus la adresa copiilor, da? Și vă faceți că le spuneți nu știu ce, nu vă mai permiteți voi să faceți chestia asta, da? Că nu o fie copiii mei, dar sunt copiii mei și eu iubesc și țin la ei, ați înțeles? Deci nu mai faceți voi nu știu cum, că vorbesc nu știu ce, că mănâncă nu știu cum, muclis. Ha? Muclis. Și știți voi la care mă refer, da? Că-s vreo două persoane, cel puțin care mă disperă că vorbesc la adresa lor, da? Așa că nu vă convine de copii, muclis, da? Ca până nu vreți să-mi deschid eu gura. Că deja mă nervați. Aveți ceva de spus? Lăsați coment. Dar nu le spuneți voi la copii nu știu și nu știu cum, ca să-i face să se simtă prost. Da? Ne-am înțeles? Deci eu nu vă permit să vă luați de copiii mei. În alte nu s-a mei, dar așa s-a mei. Ok? No. Așa, mucles forever and that's it. Nici nu mai dați măcar play bă la canalul meu. Deci să nu vă mai prind că atunci când vă întâlniți cu copiii, vă apucați și vai, 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 nu. Terminați, că o să vă pișe și protezile alea lipite cu Colgate. Hai la revedere. Bun, că deja m-am enervat. Pentru că am niște treburi de rezolvat, adică, bine, înainte să zic asta, v-am spus în ăla alt video că v-am spus că o să vină probabil o fată sau două fete care nu au fost până acum, așa că nu au legătură cu mine, că vor să facă video, în fine, bun. La un moment dat am insistat la fete ca să vorbească cu părinții, pentru că știți cum e nasol, că părinții, eu știu eu, la alții le-ar conveni, la alții nu știi cât să am probleme și până la urmă fetițele alea au întrebat părinții, chiar au vrut să vină să nu-i întrebe. Dar eu n-am chef de probleme după aia și nu le-au lăsat să facă. Foarte bine că nu le-au lăsat, mă refer că mai bine să știu acum, adică să fi făcută video, după aia probleme, așa nu le-au lăsat, nu le-au lăsat. Bun. Asta nu înseamnă că n-am cu cine să fac video, să avem pardon. Ok. Pentru că am niște treburi de lămurit cu Divina Benzina, pentru fanii care probabil o așteptați ca să o vedeți din nou, presupun. Astăzi o să am în scenă aici, pe futealnița mea, pe Divina și pe The Protector. Prima dată o invit pe Divina Benzina, te rog frumos, Divina Benzina, să vii lângă mine. Îți dau un hug acum sau numai la sfârșit? Oricând. Oricând, hai să-ți dau un hug. Thank you că ai vrut să faci video cu mine. Așa, și The Protector nu stai așa relax. Unii te crezi la pensiune, evident încă. Nu, stă cu cracul în sus, nu știți voi cum stă. Ia zici că e la cafe. Ce-i cuprind, dar nu sau la sfârșit sau zici tu ca Divina Benzina când vreau? Când vreau. Ok, azi te-i cuprind. Te-ai cuprind că ai venit la mine aici pe cutianiță. Bun. Vreți să salutați oamenii înainte ca să spuneți ce mi-am dispus? Bună dimineața. Bună ziua, dragii mei. Poți să mai, eu am crezut că mai vorbești, eu nu mai zic nimica. Dar de ce am impresia că ți-o rușine acum? Că ți-e normal că felul tău nu ți-era așa, nu erai rușinos. Dar nu mi-e rușine. Da, dar parcă erai un pic mai așa, mai... I don't know what to say. O, încă nu știi ce să spui. Ok, nu, bun. Dumneavoastră, vrei să salutați? Da, eu am zis bună dimineața. A, am crezut că e bună noapte. E bună noapte? Nu. Nu. E bună seara. E bună seara. Nu, bun. Copii, înainte ca să încep cu ei, vreau să le spuneți, adică să le spuneți. Eu vă întreb pe voi și voi să răspundeți sincer. Așa e că voi nu știți despre ce vorba acum. Da. Amin. Adică că nu știu, da. Nu așa, știu. Așa e că nu știți. Deci copiii nu știu, să nu credeți că le-am aranjat sau așa, oricum nici mă interesează ce mai credeți voi. Anyways.
Eu sunt bine nervoasă astăzi și de-aia mă apuc să-i scrofălesc, pentru că mie nu-mi place când se ia cineva de voi. You know that, isn't it? Mm-hmm. Da. Știi și tu asta sau nu știi? Mm. Nu. Asta e scoficatul ăsta și-l facem pane. Și ce înseamnă ficat pane? Nu. Nu știi? Da, ducuțul tău la mare în scoate? Știi că e ficatul, dar pane e abonat. A, pe pane înseamnă că după ce-l scoate, trag un pic prin făină, prin ou și te pun și te prânzi și pe aia te mănânc. Mănânc și tu cu mine. Or we can just sell it and get money and get rich. Huh? I was just and we can also sell more body parts of his and then we get more money. Elizabeth, you're sounding really suspicious right now. Thank you. Eu vă las să mai vorbiți că nu mă bag, adică nu mă așteptam la conversația asta. Și ați mai zis? Cum ați zis că pare? Nu cred că nobody would waste money on a body like yours, but okay. Oameni buni care nu înțelegeți engleză, eu am zis că fac ficatul pane și divina benzina o scrie, măcar să-l facem pane, să-l vindem și să facem bani și mare în Las Vegas sau unde? Miami, Hawaii. No, bun. Acum, gluma ca gluma, vreau să vă spun ce treaba am astăzi cu divina benzina. Alu, cine a fost alarma asta? Alu? Madonile astea de pe jos, no, bun. Divina benzina, îți dau o problemă. De protector, tu n-ai dreptul să te bagi, dar te poți înstrâmba dacă nu-ți convine ce auzi, ok? Adică acum te văd că râzi, deși poți înstrâmba și vrei, dar nu mă întrerup acum că vorbesc cu divina benzina, da? Că s-ar putea la un moment dat să zici, uata, apa, apa, spui după aia, ok? Deci acum, yoga, you know? Mm-hmm. Yoga in the back. Meditation. Oh my God! Na bun, divina benzina, am două chestii de vorbit cu tine. Una, îți mai aduci aminte când am făcut noi video-ul ăla? Oare cu ce-o fost ăla? Cred că când ați mâncat voi toți înghițăți. Știți că ați mâncat înghețată și tu n-ai reușit să termin că te-o durut dință sau ceva de genul. Și la cu medală cu dacă am 12 likes. Exact, da. Da. Și atunci eu le-am zis la oameni că dacă tu primești, dacă ei te votează cum ar fi și primești 12 like-uri, atunci îți dau o medală. No. Acum chestia e în felul următor. O trecut destul de mult timp, cred că o lună de zile o trecut de când cu faza aia și eu m-am uitat la video ăla. Și tu ai cum ar fi 8 like-uri, ok? Deci nu-s 12, dar îs 8, ceea ce înseamnă că sunt multe, pentru că eu, de exemplu, cred că la video am cele mai multe like-uri. Deci, în alte cuvinte, like-urile îs pentru tine, nu pentru mine. Că mie îmi dau ochii numai, ha? You know, dislike, dislike. Bun, acum numărul e destul de mărișor. Ținând că, no, că noi am zis 12, dar totuși 8, mai trebuiau încă 4 voturi, da? Bun, asta e o chestie. A doua. Atunci când ai făcut cu The Protector, știi să mă sunt strâmbă chiar de la sfat și că se scache, nu? Atunci când am făcut cu The Protector și a fost faza că se câștigă, care câștigă, nu știu ce, în fine, și era pariu de 7 euro și până la urmă tu te-ai dus cu 5 euro. Uh-huh. Îți mai aștept și faza aia cum a fost. Ok, și tu ai ales 5 euro de 7 euro că The Protector nu știu ce. Bun, acolo, de fapt, eu ce am vrut să fac, a fost ca să vă dau șansă la amândoi să câștigați. Numai că eu făcând asta, cumva tu ai fost mai lejer, ai terminat și tu, dar cum ar fi sacrificii nu a fost așa de mare ca lui The Protector. Eu ce vreau să zic acum, că când o să mai faceți voi doi video, sau dacă o să mai fie unul contra unul, nu o să mai spun așa, cine, dacă câștigați amândoi, adică în 3 minute sau 5 minute, care termină primul, ăla e câștigătorul and that's it, ok? Ca să fie fericit, asta o să fie o regulă, ok? Deci care a terminat primul, nu contează că după aia termin și tu cum ar fi, ok? Da, aia a fost un pic, nu că neapărat greșeala mea, eu doar mi-am dorit ca să vă dau la amândoi posibilitatea, numai că cumva nu mi s-a părut și ok, cum o zis de protector pe urmă, dar nici nu. În fine, au fost niște oameni, alții au scris pe YouTube și persoana care a scris o primit și like-uri, cum ar fi 4 persoane de pe YouTube, eu mi-am dat seama că normal trebuia să prime 7 euro, nu 5 euro, adică o ținut cu tine. The Protector, sorry, lumea nu ține cu noi. Yeah, I don't have any fans, so nu, ai you're on his side? Ai și tu numai că când faci competition cu Divina, nu știu ce se întâmplă, mă, nu știu. Dar tu ai fani tăi, măcar tu ai fan. Eu n-am deloc, numai așa stau la mine dislike-uri. No, bun. Yeah, they're so fun. Și plus de aia, adică stăt fan pentru că îmi dau dislike? Yeah. At least they bother to watch your videos. Yeah. Oh, at least they do, sa? Oh, my... Spuneți și în român, așa cum știți voi, ca să înțeleagă că sunt oameni care înțeleg ceva. Măcar vă dislike și să uite la video sau să vă dislike. Deci măcar mă bagă sabă vorba. Da, măcar ai views. They're wasting their time watching your videos by disliking them. Ha, mai, zi. Deci auziți, eu spus, ca și cum că își pierd timpul să se uite la video-urile mele.
Păi mă, divina benzina, eu îmi pierd timpul făcând videole, nu e timp să o luam nici, mai pot să prind o șuștă, dau de la mine, you know? Nu, adică la alea care dau dislike. There's no point of watching the videos if they just dislike. So ah, nu, ei îmi dau dislike așa, de vrăjală, să mă nervează pe mine, dar pe ei cred că mă pot enerva pe mine cu un dislike. Oh my god. Na bun, așa mi se vede că tu zici că mi l-am ascuțit cu ăla. Ok. Na, acum, am scris pe WhatsApp că văduva neagră, bine, mi-a zis pe nume. Îi dai 7 euro, nu 5 euro. Păi am zis, ok, dar pe ea și-o ales până la urmă. Dar pentru faptul că eu te-am pus să alegi între 5 și 7, nu, tu cum ai fost modestă ca de obicei, ai ales 5. Bun, acum ce vreau să zic. Alege una din astea două. Eu consider că dacă tu ai adunat 8 like-uri, chiar dacă nu-s 12, consider că tu ai merita acum cum ar fi să-ți dau o medalie. Ok? Pentru că cumva ți s-au adunat voturile, chiar dacă nu-s 12, sunt 8. Ok? Like. În același timp, cumva, îți dea coșul să-ți dau 2 euro, pentru că nu, deși într-un fel ar fi necorect față de protector, dar eu acum v-am explicat numai că am vrut să vă dau 6 egale la amândoi, dar de acum acolo nu o să mai fie așa, o să vă tratez ca pe adulți, ca oameni mari și dați-i. Bun. Acum mai dau o variantă. Una. Alegi, ori îți dau medalia, ori îți dau aia 2 euro. Ce alegi tu aia îți dau? Aia 2 euro. Aia 2 euro. Vreau să știu de ce? Vreau să știu de ce? Că pot să mai primesc like-uri. Și o să fac și medalia. Și așa am și banii. So, pretty smart. Yeah, that would be like in 5 years you get it. It doesn't matter. Okay, și dacă, medala, okay, so. Și dacă oamenii nu o să-ți mai dai like-uri la video ăla? Well, ok. Adică tu vrei 2 euro, nu medalia. Sure. Ok. It was actually easy. Deci, I mean, o să dau like-uri, because like, I'm the Vina Benzina and everyone likes me. Okay. Bine că tu poți să le spui acum dacă vor să se întoarcă la video ăla cu înghețata, cum n-a spus toți patru și să-ți dai like și să adune 12, tu poți no, să le mai okay, spui. No, it's okay, it's okay. Ok. So... Dacă vreau să fac legii în inima. Julius, cum ai zis? Din inima să facă. Păi da, dar vezi cum e, că omul poate să facă din inima, dar dacă tu nu-l rogi, dar tu dacă nu-i spui... Oh, te rog frumos! Oh my god, nu așa! Eu n-am zis să cerșești, știi băi? Nu. Dați like-uri dacă vreți, dacă nu, keep going. Păi da, dar nu toată lumea înțelege engleză. Dați like-uri dacă vreți, dacă nu, plecați. Oh, mai bine sună în engleză. Câteodată chiar că mai bine sună în engleză, așa? Ok, în fine. Bun. Ca să vedeți că nu zgârcit sau nu știu, oricum nu mă prea interesează de unii dintre voi, dar în fine, uitați. Îi dau 2 euro, adică se adună în total 7 euro, deci m-am lămurit treaba cu divina benzina. Dar poți mai dai încă 5. De să fie acum 7. Aha, cred că dacă o să continui, te penalizezi și îți iei înapoi și îți ceri eu aia 5 înapoi, ha? Oh, wow. Bun. Acum, divina benzina, poți să iei o pauză de la noi. Eu am ceva de făcut cu The Protector și pe urmă o să te mai invit încă la o chestie aici, bine? Ok, no. Poți să-i duci să-ți faci un cup of tea, ok? I don't like tea. It's disgusting. Ok, ce vrei să bei? Clor? Bleach? Du-te și bea ceva și te chemi când să bei. Dacă bea bleach, mi se plicește limba. Auzi că îi se plicește limba. No, du-te, bea tu ce vrei sau fă ce vrei, dar nu noi, ca să așa, da? Și te chemi imediat, bine? Bine. Draga mea. Oh, draga mea. Dar vezi să stai aproape, nici te duci. Du să pun banii în cutia de bani. În cutia? Dumneavoastră, aveți cutia Pandore? O, da. Oh. Sunt bogat. Păi înseamnă că trebuia să-ți dau de hârtie, nu așa monedă, că tu-ți insulți da, cutia aia. Da, trebuie să dai din hârtie, da. Data viitoare o să vin cu un cec de Bank of Ireland, is that ok? Nu, e ok, poți să-i duci 1000 sau 100. Da. Păi nu, am zis că un cec și pe cec îți scriu suma yes, de bani yes, pe care yes, vrei. Yes, please, yes, please. Aha, bine, cu ce pic să scriu? Cu ce culoare să fie? Negru, roșu, albastru? Verde. Bun, The Protector. Yes. Înainte să începem și avem de început, hai să te întreb ceva. Bine, eu te întreb de-a serios, tu dacă vrei să mă iei la mișto, mă iei, dacă nu, nu. Mamă, dar ce frumos ești, măi, numai acum ce frumos ești tu, să te pup, hai să te pup, hai să te pup, hai ce frumos ești tu. Nu, mi-ai murdărit, te rog. Lasă, că uita ce frumos e, it's o puțului fain, nu ca la mine, zici că nici nu știu câte am ca, bine că și eu am freza mea, de-aia mea. Bun, înainte să facem ce avem de făcut, răspundem la întrebarea asta. Dar eu te întreb serios, da? Tu te crezi deștept ca mine, mai puțin deștept sau mult mai deștept decât mine? Nu, mai puțin. Păi nu, că acum
Lasă că dacă nu eram pe ăla, ziceai că te crezi mai deștept decât mine, că știu cum ai putut mine la vrăjală. Bine, pe că puteam că la vrăjală, da, ziceam că mai mult, dar eu mi-e la fiul mai puțin. Deci te crezi mai puțin deștept decât mine? Da, dar dacă făceam pe glumă, ziceam mai mult. Da, dar eu când te întreb dacă te crezi mai deștept decât mine, te întreb în legătură cu chestii din astea, nu neapărat cu școală și din astea, că normal că eu sunt mai old și în fine. Așa, ca și cum nu, de făcut mâncare, de făcut ceva, ce poate și un copil să facă. Adică în lucruri normale, nu mă refer la educație sau altceva. Ei, nu. Ok, și te mai întreb o dată, cum te simți? Mai les? Egal mie sau peste mine? Mai les. Mai les. În funcție de cum răspundea la întrebarea asta, mă gândeam cum să-l penalizez, dar nu mai pot penaliza. Eu de obicei când vorbesc cu el, mă ia foarte mult la mișto, dar bine, el glumește cum e băiatul și nu e nicio problemă. Dar pentru că au zis că nu se crede mai deștept decât mine, că am vrut să-l penalizez, atunci facem cumva. Eu am văzut un, adică o chestie pe YouTube, da? Da, și am văzut multe chestii pe YouTube. Păi lasă-mă să-ți explic. Și după aia am închis YouTube-ul, înainte să văd soluția, am închis YouTube-ul și am încercat să văd, am încercat să fac înainte chestia, adică n-am văzut soluția, am făcut eu. Și am reușit să rezolv chestia aia. Cred că după ce m-am uitat, prima dată m-am uitat la desen, m-am gândit, așa mi-a făcut o figură în cap, dar cred că, per total, într-un minut am rezolvat chestia. No. Acum, dacă tu ziceai că ești mai smart decât mine, îți dădeam mai puțin de un minut să rezolv chestia. Okay. Dar pentru că ai zis că ești mai puțin smart, în fine, dacă eu am rezolvat într-un minut chestia aia, ție cât timp îți trebuie ca să o rezolvi? Un minut 20. No, bun. Uite, eu... Ca să fiu o persoană ok cât de cât, te lăs 2 minute, dublu timpul meu, da? Pentru că ai zis, no. Bun, dacă reușești să faci ce ți arăt acum, îți dau cât am zis că îți dau. 10 euro. Da, dar spune și română. 10 euro. 10 euro, deci dacă reușești să faci ce ți arăt acum, îți dau 10 euro, da? Bun, și 2 minute, da? Da. O să-mi pun timerul, dar mă după și ți explic. Un pic. Ok. Ok. Uitați, ai Xiaomi bun. O să-ți dau ăsta roșu. Mulțumesc. Cu plăcinte. Și acum ne controboiaște aici. Uitați, oameni bun. Vezi, vina, vezi, că s-au de foarte bine cum fur snacks-ul din dulap. A, poftă. Uitați aici. Nu mulțumesc după ce fac video. Vedeți? Asta e o figură. Și acum eu ce vreau de la The Protector. Vezi? O vezi? Uh-huh. Deci o ai așa vizual, da? Da. Bun. Eu acum ce vreau de la el, să-l țin așa să mai vadă și el asta. Așa, thank you. Îi să facă, sorry, îi să facă chestia asta, dar să nu mai treacă de 2 ori peste o linie. Adică să nu treci de 2 ori peste, da? Faci în continuu, ca și cum n-ai voie să mai treci încă o dată. De exemplu, dacă, nu știu, ai început de aici și vii așa, să nu mai treci încă o dată peste. Deci tu să-mi faci toată figura... Să te duci cu carioca aia, dar, cum am zis, să nu treci de 2 ori peste unde ai trecut. Înțelegi tu cum zic eu? Da. Da? Bun. Acum, figura e aici, eu o să te rog, cum vrei să facem? Că acum te întreb pe tine și depinde cum vrei. Vrei să o umplu eu asta cu cercul și tu să vii cu red pe lângă? Sau vrei tu să încerci cu red pe lângă linia mea albastră și pe urmă din cap să încerci tu să faci? Eu cred că ți-aș fi mai ușor dacă eu aș face eu și tu să vii cu red pe lângă. Știi că după aia tu, de exemplu, dacă o faci în capul tău, da? Să zic că eu nu mai fac atât aici. Nu, să faci tu. Să fac eu, da? Ok, no, până să fac eu câteva cercuri, ok? Tu vorbești și spune-le ceva la fan. Că eu îți fac asta și după aia faci el, da? A, deci știu cum să-l fac. Ți zic. Ok. Nu, lasă, nu-l distrage. Nu, că trebuie să ne focusăm, please. Nu, hai, vorbește ceva cu fanii tăi până să fac. Eu nu prea le fac. Le-am zis deja că e foarte ușor, deci știu cum să-l fac. Aoleu, și cerc am făcut, ăsta nu mai e cerc, bine, sorry. Avocado. Ăsta chiar că e avocado, l-am făcut, zici că e deșa la rădită, tu te-a țezi. Bine, că pot să fac, numai că atunci e mai mare dacă fac așa, vezi? Eu se pot să da, fac. Dar îl pot lăsa numai pe, I can't lift my marker. Oh, că-mi dau de ăla, ha? Nu pot să-mi ridic markerul, nu. Deci să-mi stă pe pagina în continuu. Trebuie să stai pe pagina, vezi, poți să-l fac și circle, vezi? Yeah. Dar ăsta la după aia nu mai, vedeți ce fain a făcut ăsta, adică și-l puțin așa cred eu că l-am făcut fain. Dar nu mai stau să le fac pe tâtea așa fain ca pe-mi pierd vreme. How many tries do we have?
Well, eu îți fac aici niște desene, îți fac câteva. Hai că mai fac un tot așa. Și pe urmă, dacă apuci, le faci, le încerci pe toate, dacă nu... Poate, so I have to get one right. Ascultă, când ai nimerit, ești gata, nu trebuie să le faci pe toate. Că normal că dacă le-ai făcut pe unul și să le faci pe alea. Dar dacă ți-o trecut alea două minute, uitați altul fel. Dacă o trecut două minute și n-ai făcut, ai pierdut. Ok. Hai că le fac așa mai ca să fac mai repede. Bine că acum sori că nu le fac așa fain. Dar mai vorbeai și un pic oameni până zice ziua. Nu, ăsta gândesc ca să-l fac. So. A, dar tu ai scășit să-l faci deja. Yeah, but it didn't work. That, the end of this. Dar nu mai vorbești nimic cu oamenii? Nu. Întreabă-i cum îți, cum să sunt. Cum vă sunteți astăzi? Sper că vă sunteți bine. Sper că o să vă dați like la Devina în 5 ani. Ca să-ți poată primește medala. O să o primesc mai repede. Mai spune și încă nu am găsit soluția. No, bun, ai aici toate, dar tu, și acum tu și normal cum trebuie să faci. Tu să vii cu red, pe lângă, da? Că peste nu se vede. Da. Nu se vede neapărat. Atunci tu vii pe lângă, că eu să văd. No, bun. Uitați aici, acum astea două le-am făcut fain, că am stat să țin degetul așa, dar acum n-am mai stat după aia, da? Deci aici are atâtea șansă. Bine, dacă... Avocados. Dacă tu, cum să zic eu, în două minute le termin pe toate, deci n-ai cum, dacă stai să te focusezi, n-ai cum să ai nevoie, îți fac și pe asta altă parte, înțelegi? Dar pe asta altă parte o să vreau să-ți arăt eu cum îl fac, da? Dar ascultă, eu sunt foarte sinceră cu tine. Mie nu mi-o luat mai mult de un minut să fac, că dacă eu nu eram în stare, ție nu-ți dădeam să faci, ok? No, bun, deci câteodată copii mai smart decât adulți. Și chiar dacă eu nu reușim, îți dădeam, puteam să-ți dau ții, înțelegi? Pe teoria. Da, bun, ok. No, nu mă pic acum. Oare cum să facem ca să vadă și fanii, când, adică fanii tăi, când încerci? Oare dacă eu țin așa? No, that's gonna be weird to draw. Ok, deci. Dar dacă țin așa pe mine, poți? Da. Ca să vadă oamenii când încerci, cum încerci. Da, sigur. Sau să țin așa? Oare o să vadă oamenii? Poți așa dacă țin așa? Yes. Da? Dar ca să nu te încurc. Ok, no, bun, urmă un pic să-mi pun timerul. Deci ți-ai făcut o pictură în cap, da? Divina, o să te rog să nu faci noise nici măcar cât o furnică, că acum trebuie să concentrezi. Urmă un pic. Hai că îți pun 2 minute și 10 secunde, că 10 secunde cum stai sucit. No, să zicem. Ok. Urmă un pic. Deci, vă mai arăt odată, oameni buni, trebuie să facă cel cu ăsta sau avocado ce e el, în 2 minute și 10 secunde, dar fără să treacă de două ori peste o linie sau știu, peste un cerc sau, mă rog, în fine. Bun. Deci ești ok dacă țin asta așa? Da. Ok, încep tu de unde vrei. Ready? Steady? Go! Încă nu am dat drumul, dau drumul când se apucă, da? Acum ai dau drumul. Sim. I-am dat. Ok. Te duci aici așa. Faci asta aici. Așa. Like that. Aci nu. Ok. Ok. Nu merge. Avem.
No, I don't get it. Focusează-te. Mai fă o dată cum ai făcut ăsta. Hai că țin un pic mai așa să vadă și oamenii cum ai făcut ăsta. Dacă mai ții minte, fă 1-10. Alege care vrei. Mai e o jumătate de minut. Să uit la... He said I can't overlap, so... Da, da, nu, nu te... Mai fă o dată. Du-te mai, du-te mai frumos cu contur. Ok. Deci ai reușit. Ala era, ala. Nu, că se overlap. Unde? Eu vreau overlapping. Unde? I did overlapping. Nu, ăla e numai dotul, nu. Aici pe la dot, pe la dot, deci exact în timp. Numai un pic. Hai că eu vreau overlapping. Nu, dar ascultă, n-ai cum. Pentru că el normal nu, nu a fost overlapping. El doar punctul, a unit punctul, dar țit. Nu-i ca și cum. Eu lasă-mă referent că n-are voie să treacă, să facă așa, să vină așa, încă o dată așa. Ăla era overlapping. Dar nu, nu dotul. Și când să primește? Sau numai atât a fost. Și fain, tu l-ai făcut așa, aveam altă metodă. Hai fă tu unul să te văd cum îl faci, ai câștigat, îți dau, normal, eu dacă eram ră, trebuia să zic că nu, că n-ai reușit, că tu nu ți-ai dat seama. Yeah. Tu, normal, ai reușit de aici. Tu din ăsta ai reușit. Eu am vrut să văd ce faci tu. Nu, hai încă și fă. Right. Da, lasă numai un pic, dă-te tu mai acolo și hai încă și fă. Fă tu odată, da? Ai voie numai, numai un try, da? Hai. Nu, hai fă. Alegeți ăsta la care vrei. Dacă nu, care vrei tu. Nu, pe lângă, pe lângă, că nu se vede roșu. Dumneavoastră a spus că e easy? Yeah. Și aici așa ai făcut. Unde te-ai dus? Când te-ai dus aici? Mai fă o dată. It was from the start and then that. Fă pe asta. Și du-te pe... așa. Na, acum, da? Dar... Marcul nu mă-ți zile. Nu, nu, eu am altă variantă. Eu am altă variantă, deci mă pic să fac eu unul așa să am în cap. Dar atunci când eu am scris pe grup care vrea să facă, da? Pe că eu fac mare, că acum stați să fac un cel mai fain. Stați un pic așa. Că ăsta fac mai mare așa, da? Fac unul. Uite așa. Știți să faci și cerc așa? Nu. No. So... It's yeah, no, you technically put it as like a compass and then you just turn the page around. But it's hard doing that with a copy. Well, yes. Și acum mai fac unul aici. Cum sper să mai measă cum am gândit eu acasă, că dacă nu... Acum. O devine, te rog frumos. Acum? Că acum m-ați îmbătat voi de cap cu alea voastre. Vorbiți voi până... I think you know. Da, numai că parcă îi sunt cinci pe așa. Yeah, is you start from there, and then you go around the circle. Don't confuse her. Let the master do what she has to do. That's the same thing we all did. Nu neapărat. That's what I did. Nu, că am pornit diferit, mă, am pornit diferit. Da, anyways. Tu ai pornit de sus, de aici? Yes. Josh a pornit de aici și am pornit de aici. Da, dar după aia cum ne-am amestecat aici, că vezi tu ori poți să termini, ori poți să te duci de aici, ori poți să intri aici și cum să... Depinde unde îți faci intrarea cu ăsta, dar oricum asta nu mai contează. Oh, cool. Că... It's the same thing. It's just that you start from a different side. But it is different. Dacă începi de la alt side, it is different. He did it from one side, I did it from the other. Ok, acum hai tu de asta altă parte. Lasă-l pe el aici. So deci, I won? Well, eu am că te-am ajutat, mă refer, hai pune-te sau stai așa, dar cum vrei tu. Ai câștigat pentru că eu dacă te lăsam pe tine, aveam impresia că n-ai câștigat, așa e? Că tu normal, tu te pe chinuia, că așa nu că n-ai reușit. Overlapping e să nu fac nici punctul ăla. Nu, că n-ai cum, așa nu, n-ai cum, că-s punctele alea, adică n-ai cum. No, bun.
Bravo că ai câștigat. 10 euro o să-ți dau după și fac video, că nu am cash. Nu am cash. I check. Am cardul. Vrei să scanezi? Dacă vrei, scanezi cardul de ochelar. Cash only. Da, stai mai. No, bun. Până una alta. Până și închid video, stați că vreau să mai vă arăt ceva. Spuneți-mi voi, copii, dar nu mă mințiți. Că, dar pot să vii aici. După ce vă întreb pe voi, adică vă întreb și pe noi, întreb și pe public. Ați mai văzut voi apă la doză? Dar apă la doză, nu suc. Yeah. Suc? Unde am mai văzut la apă la doză? La cafeteria. Dădea apă așa pentru 2 euro. Bă, băiat. Bă. Mâna narocitule. În doză, da. Așa cum e asta, așa. Așa cum aia, nu. Asta e doză. Nu ce spui tu. Asta e doză. Doză nu e așa de lungă. Bă, lasă tu forma. Doza e asta. Ai mai văzut apa așa? Not in that color, but da, m-ai văzut în can. Și era alb. Momule, apa așa. Yeah. Să fie așa închisă ca sucul, tot așa. Yes. Apă. Yeah, la cafeteria. Momule, nici măcar n-ai pus să fie apă. Mă duc la școală la... one day and I'm gonna ask for water in a can. Yeah. They had it last year. Hai să mințești ce am avut! I'll ask the, the people that work there. Mă, n-are cum la școală să fie din asta, că it's not making sense. E dacă dau apă, dau un sticlă. No, apă să fie în ăsta, na. Am eu te-am întrebat că am crezut că tu recunoști, dar tu acum am e curzală, când ai auzit că mi-a divina în benzina, ci că numai anul trecut o avut. Yeah, but they did have it last year. Îmi trebuie și pe Rachel, pe asta. Păi bine, o întreb. Nu trebuie acum, că e adevărat. Și dezidou. Stați să vedem dacă o să prinde semnalul. Stai să văd dacă nu înțelege și vreau să vorbesc. Și dacă n-am ce. Și probabil văd. Nu răspunde copcela asta. She's gonna answer if I call her. Nu a răspuns. Na bun, oricum. She's gonna answer, look. Look, she's gonna answer. Nu, I bought the can, that's why. Da, da, eu și vreau să zic că la școală chiar în shop-ul poți să vezi. Da, la școală, man. Da, la cafeteria. Hi. Mă, vezi că ești pe speaker și eu fac video și sau de se vorbești, dar mie de se nu mi-a răspuns când te-am sunat. Păi ți-n mașină, dar eu numai ți-am închis și divina benzina numai și te-o sunat. Yeah, I just came in the car now, that's why. Eu am să te spovedească popa cu trobolnița. Bun, am o întrebare pentru tine. Dar vezi cum răspuns că ți-am spus, ești pe video, adică o să se vadă în video că vorbești, da? Aha. Știi ce înseamnă doză, da? Mă refer can, yeah, din ăla în care e cola, 7-up, well, ok? Bun, la voi la școală, ai văzut tu vreodată apă plată exact în doză, cum găsești sucul? Da, este la cantină. Si. Deci apă în doză? Da, e doză lungă. Trebuie dacă mai este anul ăsta. Nu, că nu mai contează, important e că o văzut, nu mai contează dacă mai sau. So, I was in line, vedeți? Dai cu un euro, că nu mai căzut. Deci vrei tu să-mi spui că ați avut apă la doză. Da. Dar tu știi la ce mă refer doză? Cum e Club Orange și toate astea? Da. Na bine, să-ți fie rușine că nu mi-ai răspuns. Pa! Bye. Si? Na bine. I think you owe me an apology. Sorry, not. Te rog frumos, iartă-mă! Nu. Hai, eu mă strâng și tu vorbești. Hai să-și facem efectul. Hai, spune. Iartă-mă! Mă iert? Nu te iert. Nici n-ai pierdut și să mă iert. So, nu mai zice asta for an apology. Adică, bine, hai că zic sorry, no, că... Mă strâng de gâtul. Sorry că n-am crezut. You thought you were so special, că ai let the latter, I already have one, so... Din asta? Bine, oameni buni, am vrut să vă întreb, n-am crezut că copiii au văzut asta la școală, da, nu o să intru în depresie. It's ok, mă duc la ok. Se întâmplă. Se mai întâmplă. It stands for depression. Thank you, thank you.
okay. Eu am crezut că ei nu mai văzut apa, așa, cel puțin nou. Nu știu ei, eu zis că au văzut, dar vă întreb acum pe voi, ați mai văzut apă în cană din asta, în da, cană sau în, în doză? Pe bune, dacă nu, deci e apă asta. E apă, eu n-am mai văzut. Eu am mai văzut apă în ăsta, în sticle de carton. Nu, alea, nu, alea sunt cu toate treburi. Asta e ca să pun să mă credeți. Deci eu serios am bun, n-am mai văzut, de-aia am și cumpărat asta ca să vă arăt. Dar de unde le, Mr. Price? Păi, oh, wow, e apă! Vedeți, e apă. Dar nu mă un pic, mă, nesimțitule, pe că acum tu m-a... Vezi ce interesant arată? It's sparkling water. Nu, mă, e still. It's still spring water. What is it? Yeah, you try that. That looks weird. No, tu ai zis că dacă e din Mr. Price, domnul smart, acum tu trebuie să-ți ceri sori de la mine. Ce scrie aici? Gucci. And this is a very important brand. Și tu mă întrebi că dacă e de la Mr. Price? Hey, what's the brand? Mă, la norocitule. What's the brand? Water. Da, bine. Ăsta. Everlast. Și el mă întreabă pe mine dacă e de la Mr. Price. Bine. E din Penny? Oricum, după ce o să închiu video, o să beau tot pe asta. Cât era? Cât era canul? Bem un pic de gură să vezi că nu e minerală, că e stil. Cât era canul? Un euro 50 sau un euro 70. Da, much money for water. Yeah, I mean, it's still water, but why is it like... Pentru că vezi că e plină de, nu știu, și eu scris ăștia care pe ăștia, calciu, magneziu, potasiu, nu știu ce, în fine. Bine, eu asta... Deci a luat de calorii apă. Eu asta am cumpărat-o, yeah. Numai ca să o arăt în video, că e o normal. Păi la ce să dau 1,50€ sau cât a fost? Păi am acasă, fii prima de la cuvete, nu-mi trebuie asta, dar bine... Păi când trebuie să gând la Dun Store să cumpere o sticlă mare de 2 litri... Bine, acum știi cum e câteodată, depinde și unde ești cu mașina și așa, că nu poți tu să te duci la Dun Store dacă tu ești ăla la capăt de lume. Dar totuși, zic, să dau 1,50€ și oricum nu o găsești peste tot. Ăsta e la magazinul ăla de sport. Știi doza asta. Yeah. Deci nu e ca și cum o găsești peste tot. Dar mai bine mi-aș lua o sticlă de apă mare. Except for energy, apă de energy water. Decât să mi-o să așa, da, bun, în fine. Ok, ai gustat să vezi că nu e minerală? Yeah. Ok. Vreți înainte să închei un video să ne jucăm o tură de cărți și care câștigare 1€ de la mine? Ok. Dar dacă câștig eu, cum, îmi dau eu 1000€ sau îmi dați câte 1€? Oh, no. Încă gen e eu. Sorry. Ah. I know I'm rich and all, but... Ah. Scuze-mă. No, bun. Îți dau eu 1€ if I lose. Cât îmi dai? 1€. 1€. No, dacă îmi dai 1€. But if I lose, so if I come in second place, I don't give you anything. Atunci pierzătorul e de la câștigător. Yeah, if he's winning, I'm not giving him money. Deci dacă el câștigă și tu pierzi, trebuie să-i dai tu 1€. Așa facem. Dacă. Deci, dacă. Ok, bun. Pierzătorul plătea și câștigătorul. Mm-hmm. Am înțeles? What's the one in the middle? The middle are privilegiu, are privilegiu să joace. Da, hai că ne jucăm. Depune cumva așa să se vadă sau ceva de genul pe aici. 7, da? 2, 4, 6, 7. Mulțumesc, urmea neagră. You're welcome, Divina Benzina. Stai o tură. Hai, The Protector. Dar hai, nu stai așa, eu stau o tură. Mișcăm, mai eu stau o tură, sau nu, cine stau? Eu stat și merem așa și dă-i. Dar pune aici așa să se... I cred că să vezi, nu știu. Deci nu ai roșu, hă? Hai, Divina Benzina. Dă. Oh, cool. Dacă mai ai și te mai ai, dacă ești, o dau sus. People are bullying me now. Dar tu nu te prea vezi, Divina Benzina. Hai mai încoași că eu m-am tras un pic. Too precious. Eu trebuie să dau neagră. Oh, it's me? Okay, yeah. Well, that way. Okay. Ca să vedeți ce copcii smart, că jucăm foarte repede. Inima neagră. Devastating. Ultima. Oh, well. What? What the? Oh, my God. Oh, damn. Într-un fel, nu-i corect, eu-ți văd cartea și acum, na. Oh, stai că tu mai ai! Oh, what? Oh, de capul meu și cățare, omul ăsta a pus-o deoparte. Oh, și mă înfundă. Ia, și mă înfundă. Care uita să spuneți ultima carte, l-au spre sus, să știți. Hai, devine. Ultima carte.
Oh my god! Eu pun. Da. Eu tot eu sus, că n-am doi. Oh, 1, 2, 3, 4. Mamă, ce-am înfundat. Well, am câștigat. 2. Vezi că-ți văd cărțile și o trișez, nu mă interesează. 2, 4, 6, că am intrat și mie. 6, 11. Damn. 11, 13 și n-ai zis ultima. Asta ți-e ultima, da? Deci îți dau 3 cărți sus, că n-ai zis ultima. Okay. Și acum te mai aștept să dau 13 la-i dat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then 13. There you go. Deci unul dintre noi dă bani la Divina Benzi. Ok. No, bun. No, acum dau eu. Dacă îți văd cărțile, treaba ta. Deci roșă, eu dau acum, dragii mei, trifle. Shamrock. Acum, ok, da, acum așa că e ok. Și-ai dat acum așa și nu ți-ai acoperit-o și acoperi-o rapid și te-a făcut. Trebuie să fii fast, să-ți acoperi cartea, dacă nu o acoperi eu. Cu un as, știi ce zic? Hi. I have my ears. Shamrock. In my rush. Mâna la roșitule, băi. Bă, bă, ia lăsa ce faci. Inima roșie. Bă, dar tu ai tăți șoptari, come on! So close! De 3 ori am fost so close. Hai, come on! Că mă iau aici de frezonile, mă. Inima roșie. Inima. Can't believe it. Ha? Oh, well. Eu cred că pierd, n-ai văzut. That's a 6, right? Yes. Și e fain să-ți văd cărțile, dar treaba ta. Last card. Aha. Aha. Te lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Și eu zic ultima. Și take your time. E 5 negru jos. Zic că s-a stau și ca. Care negru? Dar Marisa, you don't play Divina Benzina. I know. Păi dar nu mai vorbi, că după aia ai dai de înțeles. Dar nu. Yes, you did. How? Because, cum ai spus, las că ți-ai spus după aia. Deci nu-mi vine să cred. Atâta eu sus. Dar e bine cum eu. Do you know he can see? Da, dar el nu se uită. He was though. So. Două, tu joacă, ți-i dai în continuare. Să vedeți cu știi că ți-au rămas în mână. Două. 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 Oh, wow, so much of you being the protector. O, patru. Șase, ultima. Hai să te pupi, mama. Dă-i un euro la Divina Benzina. Vezi tu când îi dai, da? Ok, bun. Deci, de protector trebuie să-i dai un euro la Divina Benzina. Ok. Ok, oameni buni. Cam atâta cred că a fost pe ziua de astăzi. Nu știu, bun. După aia, că acum trebuie să închid video, că deja e destul de lung. Can I drink some of your
Vrei să jucăm pe 50 de euro? Yes! Da, mă, dacă pierzi, mi-e milă să-ți iau bani. 50 de euro, aia trebuie mult bani. Oh. Ce ai zis? Că ce? 50 euro. Poți cumpăra papuci cu atâți bani. Da, vrei pe 50 de euro? Și de unde îmi dai bani? Că mie, eu știu că poate ai să-mi dai, dar eu cum să-ți iau bani? N-au zis tu cum să-ți iau? So, I'll just hand them to you și tu iei așa. Na, mâna și bam. Bun, hai dați că vă lăsăm. Nu, dar mi-e scump ce mai văd, oameni. Ia, scump ce mai văd, că tu ai ieșit din cadru. Bye-bye. What if I win? That's victory for me. Trebuie păi să mă duc să fac ceva foarte important. Okay. O tocniță de cartă. Ciao. Și să nu-i salata verde, să nu-i salata verde cu ceapă și cu castraveți. Știu cum să fac, dar nu să fac. Deci n-ai de făcut o gănță de cartă. Nu, nu m-am mințit. Excuses. Doamne, și mi-și nu ești. Dar știu cum să fac tocniță de cartă. Păi da, deci ai mințit? Deci ai mințit? Să-ți fie rușine. Because I'm the protector. I think you're the liar. Trebuie să-mi protectez. No, bun. Salut și oamenii, că eu m-am jucat cu tine, mă, că dacă, ok, eu știu că dacă câștigi, poți să câștigi, dacă pierzi, ce fac? Bani. Nu, că n-am cum să țin. So, salută-ți fanii. Mai spune-le dacă vrei să le spui ceva și eu închid. If this video gets, dacă video ăsta primește 10 likes, ne jucăm iară cu cărți și facem mai cu 50 de euro, yeah? Deci dați un like, because like, o să am victory și să fac 50 de euro. So, hit up dislike ca să nu-ți piardă banii. Dar tu dacă ai ieșit din scenă, dacă ai ieșit din scenă, nu ai voie să mai vorbești. Da, ok, spune acum, dar aproape tot în română. Știi că tu ai spus și în engleză și în română și poate sunt oameni care dacă ar înțelege tu și spui, poate chiar ți-ar da like. Încearcă să spui chiar cum vorbești, tu nu contează. Dacă sunt măcar 10 likes pentru video ăsta... Da, dar tu ai 10 likes. Un om care nu înțelege română, ce crezi tu că înțelege 10? 10. Exact, așa spune. 10 likes. Ne jucăm iar cu cărțile și facem târgul ăla cu 50 de euro. Ați auzit târgul ăla cu 50 de euro? Da, da, de dați like că o să am victory. Victorie, da? Victorie, da. Da. Deci, oameni buni, ați înțeles, da? Dacă vreți să dați 10 like-uri la video ăsta și data viitoare ne jucăm pe 50 de euro. Dar ce se întâmplă dacă, eu asta mă gândesc, dacă tu pierzi? Îți dar dau banii, like... Păi da, dar eu mă sunt vinovată, cum să-ți iau banii, no? Păi tu ce nu iei banii? Păi da, dar asta nu mai ai dreptate? Trebuie să jucăm cumva, să facem cumva să fie corect și pentru mine și pentru tine. O, face cu 20 de euro. Da, dar și 20 de euro... Nu e așa de mult, o? Păi nu, pentru mine nu e mult, dar no, tu cu 20 de euro poți să-ți cumperi... Mac and cheese de la McDonald's. Da, nu știu, vedem. De oricum, cumva, de acum când mai propui ceva, trebuie să fie egal. Dacă câștig, îmi dai 50 de euro, dacă pierd, îți șterg păpucii în fiecare seară. Păi ce păpuci să ștergi? Că am o preche de păpuci ăștia din picioare. Ok, dar la zuba every night. Da, pe mine deja mi-s curat aproape tot timpul, numai, nu, altceva, alt târg, alt... I'll come clean your house. Nici aia. Altceva. Știi că trebuie să fie win-win, știi? Ca și în viața asta, nu se poate să fie win-loss. Facem cumva să fie pentru... I'll do your hairstyle for you. My hairstyle! Deja părul meu mic curentat. Deja eu am freza, care oricum e freza mea. Deci oamenii care vorbeze părul meu ăla, dă-le pasul. No, bun, lasă că mai vedem, bine? Acum îi lăsăm pe oameni că deja îi se apropie video de oră. Le mulțumim frumos că s-a uitat, da. Îi trebuie că spun acum, 49 minutes. Deci. Îți mai stăm până la oră. 59 minutes. Păi și ce? 99. Și ce? Păi dacă mai stăm să vorbim ceva, cum trebuie, dacă nu, n-are rost. Ce? Despre ce vrei tu să vorbim? Tocăniță cu cartofi și salată verde, cu castraveți și cu ceapă. Le-am trimis un video să se uite pe WhatsApp și acum atât face și aia ca femeia aia. No. Ok, mai vrei să-mi spui ceva sau să le spui la fanii tăi ceva? Sau... Vă pup! La revedere! Poate vrei să le mulțumești că ți-o dat la aia 8 care ți-o dat la aia, poate vrei să le mulțumești, că ar fi frumos să le mulțumești. Adică eu nu vreau să vorbesc fain cu ei că nu vreau, dar tu poți să vorbești frumos că tu ești fetiță și nu. Știi la aia care ți-o dat 8 like-uri? Poți să le mulțumești dacă vrei, dar mă dacă vrei, dacă nu vrei. Mm. Poți să fii ca și mine, aiure. Ce are, să fie aiurea ca mine sau să le mulțumești? Dar nu. A, nu știu. Păi eu o să închid video, hotărăște-te.
Well, thank you pentru aia care n-au dat like și să-i fie rușine și să plecat înapoi la video să dați like. Yeah, good. Great. Thank you for the ones that give likes. Adios. Păi da, mă, dar zici și română, că sunt mulți care chiar nu înțeleg ce spun. Mulțumesc pentru aia care au dat like. La video ăla cu medalia, cu înghețata. Da, pentru că ți-au dat tot like-ul. Și cât e la crească de la video ca să jucăm cărți pe 50 de euro? 10. 10 like. Ok, vă mulțumesc în numele copilor că v-ați uitat la video. Cât despre mine, eu nu vă mulțumesc, Charles Bolanes. Și cum am spus, să nu vă mai prind că vă luați de ei copii, da? Aveți ceva de spus online, da? Și nu vă mai luați de ei, luați-vă de mine, da? Că știți că cu mine fac videourile. Adică vedeți că-s cu mine. Vreți să le spuneți lor că-s nasol sau nu știu cum că fac videourile? Mie îmi spuneți, da? Nu la copii. Că nu se cade un adult să se ia de un copil, da? E de la egal la egal, oricum eu spestie voi, n-are rost. Dar măcar să adultă. Ceea ce, adică de la egal la egal în legătură cu vârsta, ok? Deci mucles și o să nu vă mai au că vă luați copiii mei, da? Mucles. Sunt copiii mei, and that's it. Nu vă place video? Nu vă uitați. Poate vă mai aud eu că le spuneți vorbe grele la copiii mei, că vin cu casa și v-am făcut freza. Hai, la revedere. Dar vrei să spui ceva, te bufnește râsul, așa? Ai poți să râzi. E două zămate. Tu chiar nu crezi că vorbesc serios, că mă nervezi? Ba da, ba da, ba da. Numai că tu cum știi despre cine vorba, îți vine să râzi, așa? Ai, but, well. Dar, nu vă luați de copiii mei, că... Hai, v-am spus, aveți treabă cu mine, nu vă luați de... Tricolcit! Când vine așa cu tricolcit? Deci, în ultima zi sau astăzi? I don't know. O, nu, stai, că azi e sâmbătă. Oh, my God, nici mai știu zilele, în fine. Na. No, bun, v-am lăsat acum chiar când închid video, că o lungim degeaba. Bye-bye. Ciao, les bolanes.